Pilat, guvernatorul roman, magistratul suprem al Imperiului, în provincia Iudeea, a fost pus într-o mare dilemă juridică. Până unde să meargă cu apărarea dreptului? Care sunt valorile cele mai importante? Ce poate fi sacrificat? Oare nu suntem și noi de multe ori în această dilemă? Din punct de vedere al dreptului roman, Domnul Iisus Hristos era nevinovat de acuzațiile ce îi se aduceau. Nu existau dovezi că ar fi subminat autoritatea cezarului, nici că ar fi atentat la distrugerea templului din Ierusalim sau la integritatea fizică a vreunui om. E adevărat că legea romană cerea ca acuzatul căruia nu i s-a dovedit vinovăția să fie pus imediat în libertate. Dar mulțimea instigată de preoți făcea presiune asupra lui Pilat, cerând pedeapsa cu moartea pentru Iisus. Păi de ce nu-l omorâți voi? A întrebat Pilat. Nu avem voie. Legea romană nu ne permite să condamnăm la moarte. Bine, dar aceeași lege impune dovedirea acuzațiilor. În loc de răspuns, răstignește-l! Adică voi îmi cereți mie să calc legea? Facem scandal, țipăm, urlăm, facem insurecție, ne ducem la cezar și te acuzăm de complicitate cu un uzurpator și suntem mulți, avem majoritate. Iată dilema lui Pilat. Pe de o parte, e proverbul latin vox populi, vox dei, adică vocea poporului, a majorității, exprimă vocea zeilor, deci trebuie să ții seama de ea. Nu că e dreaptă sau legitimă, ci doar că e irezistibilă. Pe de altă parte, auzea un cor mai mic, dar cu argumente foarte puternice. Era vocea conștiinței proprii și era vocea legii, care îi cerea să apere adevărul și să nu permită o mișelie. La aceste voci s-a adăugat vocea soției sale, care i-a spus să nu se amestece în acest caz, pentru că noaptea respectivă a avut un vis care a tulburat-o din pricina acestui om nevinovat, căruia gloata îi cerea moartea. Și ce a făcut Pilat? A luat un lighean cu apă și l-a spălat pe mâini în public, declarând că el nu este vinovat de sângele acestui om. De atunci ne-a rămas expresia s-a spălat pe mâini, în sensul că nu și-a asumat responsabilitatea. De fapt, gestul său este o interpretare aproximativă a unei prevederi din Tora, legea mozaică, pentru situația în care, între localități, se găsea cadavrul unui om ucis și autorul era necunoscut. În Cartea Deuteronom, în capitolul 21, ni se spune că judecătorul trebuia să măsoare care localitate e cea mai apropiată de locul crimei, iar bătrânii, liderii, conducătorii localității respective trebuiau să facă investigații în comunitate și apoi să ia o vită, să-i taie capul și deasupra vitei cu capul tăiat trebuiau să-și spele mâinile cu apă și să declare cu voce tare: mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Doamne, pe poporul tău Israel, pe care l-ai răscumpărat, și nu pune sângele nevinovat în socoteala poporului tău Israel. Era cazul să se aplice acest ceremonial în cazul lui Iisus? Nu, nici de cum. Iisus era încă viu. Chiar dacă un roman nu se închisea prea mult de viața unui evreu. Autorii asasinatului nu erau necunoscuți, pentru că ca liderii comunității să declare că ei și comunitatea pe care o reprezintă sunt nevinovați de sângele celui ucis. Așadar, spălatul pe mâini este o formă de păstrare a aparențelor de corectitudine, respectiv nevinovăție, în timp ce adevărul e la strâmtoare. E pe cale de a fi suprimat ca și cum n-ar conta. Nu e așa că acest incident este încă de actualitate? Fiecare dintre noi suntem mereu în situația de a judeca între două rele,
sau de a stabili priorități. Câteodată nici nu avem prea mult timp de reflexie. Ba mai suntem și bruiați, incomodați sau amenințați cu scenarii sinistre. Așa că decizia va trebui luată sub presiune, ca și Pilat. Ce vom face? Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să discutăm puțin despre două chestiuni. Problema vinovăției și problema ierarhiei valorilor. Eludarea responsabilității este o formă de a scăpa de vinovăție. Știți, vina este insuportabilă. Eu nu sunt vinovat. Alții sunt de vină. Copilăria nefericită, moștenirea genetică, mediul corupt, instigatorii, educatorii, vremea ploioasă, exploziile solare sau mai știu eu ce. Acuzația vine întâi de la conștiință, de la acest arbitru moral cu care am fost înzestrați prin creație și care este în acord cu legea naturii. Dar eu nu sunt vinovat. Nu pot fi vinovat. Copilul nu este vinovat, niciodată. Deci este inacceptabil să fie pedepsit. Mai bine decădem părintele din drepturi decât să pedepsim copilul. Hei, asta e contra naturii. Conștiința ne semnalează ori de câte ori ne facem vinovați prin comitere sau omitere, ca în cazul lui Pilat. Orice distorsionare a glasului conștiinței este contra naturii și nu are cum să dăinuiască. Mai nou, oamenii fentează rezolvarea vinei. În primul rând, contestă legea și conștiința, pretinzând că nu e decât o convenție tradițională, că taburile nu sunt decât niște superstiții primitive și, prin urmare, vina nu este decât un sentiment artificial, un complex indus cultural și tradițional, de care trebuie să te emancipezi, eventual ridiculizând și scoțând în afara legii paznicii bunului simț. Deci dacă nu există vină, nu se mai pune problema dezvinovățirii. Pe Pilat însă l-a săcăit problema vinei. Era totuși un administrator profesionist al vinei și nevinovăției. Ar fi vrut el să fie corect, să fie coerent cu glasul conștiinței sale, dar nu avea o ierarhie corectă a valorilor. O fi fost Iisus nevinovat din punct de vedere strict juridic, o fi gândit el, dar tot a făcut ceva de a enervat atât de rău pe liderii religioși. Deci până una alta să fie flagelat. Poate că dacă va fi umplut de sânge, se vor calma și acuzatorii. Planul B era să-i recunoască vinovăția, dar să-l amnistieze, căci el era convins că mulțimea va deosebi totuși un criminal, adică pe Baraba, de un nevinovat. Nu se poate spune că Pilat nu a încercat să dezamorseze conflictul, să păstreze pacea socială și să apere nevinovăția. Când a trebuit să aleagă însă între viața unui om și o revoltă socială, eventual cu ecouri la curtea imperială, că nu e în stare să prezerve Pax Romana, a ales calea mai ușoară. A sacrificat principiul adevărului, respectiv viața unui nevinovat, pentru confortul propriu, să n-aibă probleme. Dragii mei, Pilat este reprezentantul unui mod de gândire caracterizat de relativism moral și adversitate față de gândirea religioasă. Dar dumneata, care mă urmărești chiar acum, nu ai fost recent într-o astfel de situație? Nu cumva ți-ai încărcat conștiința mințind, tăcând, falsificând, nesocotind dreptatea ca să n-ai probleme? Sau poate ca să câștigi prestigiu sau prietenia cuiva sau să-ți păstrezi un privilegiu. Când sacrifici principii, când decizi contra conștiinței, contra naturii, te corupi. Corupi legea, corupi relațiile, încrederea în dreptate, corupi comunitatea
și pierzi pacea cu Dumnezeu. Dacă n-ai pace cu Dumnezeu, conștiința ți-e încărcată de vină. Și dacă nu o recunoști, ea este tot acolo. Și te face să te înstrăinezi de oameni, să-i suspectezi, să-i acuzi mereu pe alții pentru nefericirea ta. Degeaba te speli pe mâini, că vina nu trece. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Isaia, capitolul 48, versetul 22. Mustrarea de conștiință este pierderea păcii. Pierderea păcii cu Dumnezeu. Redobândirea păcii cu Dumnezeu este adevărata dezvinovățire. Cum obține pacea cu Dumnezeu cel pe care conștiința și legea îl declară vinovat? Biblia are un termen specific pentru vină, o numește prihană. Oamenii au năzuit dintotdeauna să scape de prihană, să primească un certificat de nevinovăție. Cartea Evrei ne spune în capitolul 11 că Abel a adus o jertfă prin credință lui Dumnezeu și a căpătat mărturia că este prihănit. Enoch, de asemenea, înainte de mutarea lui de pe pământ, a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. De fapt, asta căutau oamenii prin jertfele lor. Expierea vinei, ștergerea, compensarea, spălarea vinei, ca să aibă iarăși conștiința curată și să poată experimenta pacea cu Dumnezeu și iubirea Lui. Isaia ne spune că la pace se ajunge după ce vinovatul încasează pedeapsa sau vinovatul este înlocuit prin jertfă. Suntem datori să spunem acestei generații că vina nu este o toană de care ne putem emancipa, ci este o stare juridică. Conștiința ne semnalează abaterea de la legea morală printr-un sindrom căzut în disgrație mai nou și care se numește rușine. Rușinea este forma simțită a vinovăției. Vina recunoscută, asumată și regretată este prima parte a dezvinovățirii și Biblia o numește pocăință. Pocăința este așadar recunoașterea vinovăției, regretul și mărturisirea păcatului. Dar pentru ca dezvinovățirea să fie desăvârșită, trebuie să crezi că Iisus Hristos, atunci când a acceptat să fie omorât, și-a asumat voluntar, din iubire, vinovățiile noastre ale tuturor. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Romani, capitolul 5, versetele 1 și 2.